Ministrul interimar al culturii Bogdan Gheorghiu a declarat că a citit toate reacțiile de pe pagina sa de socializare și din presa ale artiștilor români făcute în urma declarațiilor sale privind modificările legii dreptului de autor. Acesta a precizat că este îmbucurător faptul că un proiect de lege are o atât de mare vizibilitate și stârnește atât de mult interes. M-am bucurat că, în sfârșit, un proiect de lege are o atât de mare vizibilitate și stârnește atât de mult interes. Ce nu am înțeles este reticența față de un demers făcut cu și pentru artiști. Odată cu modificarea legii 8, vrem să ne asigurăm că toți banii cuveniți artiștilor, chiar și cei nedistribuiți direct, revin artiștilor, chiar dacă sub o altă formă. Le mulțumesc tuturor pentru că și-au exprimat punctul de vedere, dar cred că trebuie să se știe că organismele de gestiune colectivă nu au răspuns apelului de a transparentiza procedurile, a menționat ministrul interimar al culturii. De asemenea, acesta a mai subliniat că la consultările pentru conturarea acestui proiect de lege au participat mai mulți actanți din zona culturală, atât reprezentanții ai organismelor de gestiune colectivă, cât și artiști care au fost de acord cu propunerea de a direcționa sumele nedistribuite către Fondul Cultural Național. Directiva UE din 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe spune că statele membre pot restrânge sau pot determina scopurile în care este autorizată utilizarea sumelor care nu pot fi repartizate, urmărind printre altele ca aceste sume să fie utilizate separat și în mod independent pentru a finanța activități sociale, culturale și educaționale în beneficiul titularilor de drepturi, a mai precizat Bogdan Gheorghiu.